Îmi doream foarte mult să ies din toată sărăcia și greutățile pe care le-am văzut la sat. El fiind mai mare decât mine cu aproape 11 ani, a știut cum să mă cucerească, să mă măgulească. Eu vreau să-mi creez un viitor și eu nu sunt pregătit să fiu tată. Ulterior puteam să nu mai am copii niciodată. Îmi era teamă să nu afli părinții și să nu mă impună ca să întrerup sarcina. Neavând niciun control, medicii m-au ținut câteva ore în coridor. A luat copilul meu, nu mi l-a dat la sân, dar l-a ridicat așa sus și m-a întrebat: tu-l iei sau îl lași aici? Și s-a apropiat de mine o doamnă, ulterior am înțeles că era asistentă socială, care mi-a zis: uite, tu ești tânără, nimeni nu știe că tu ai fost însărcinată, tu poți să refuzi acest copil, adică să-l lași aici. Noi avem o familie destul de ok, care este gata să-l ia chiar mâine. Mama a urmat așa undeva o minută de tăcere, după care a spus: nu mai vreau să știu de tine, uite de noi. Și a pus receptorul. Mamă singură, copii din flori, niște calificative cu care se confruntă mulți în societatea noastră. Și deși suntem într-o perioadă civilizată, mulți de la noi gândesc în gust și prin exprimările lor, rănesc oameni care și așa trec prin greutăți. Astăzi veți afla istoria Andreei, care la 19 ani s-a pomenit cu un nou născut în brațe, un copil pe care nu-l dorea tatălui. Și nu destul că era afectată de situația în care se afla. Proaspătă mămică a mai fost nevoită să facă față celor care o judecau, îi stârneau vorbe și nu puteau dormi de grija cine este tatăl copilului. Înainte de a afla istoria, te îndemn să te abonezi la canalul meu de YouTube și să faci click pe clopoțel. Așa vei fi la curent când voi posta un video nou. Mulțumesc tare mult! După cum am zis la monologul precedent, el e Sebo, prietenul meu pufos și destul de somnoros. De obicei, el e mai șotios. Azi văd că e un pic mai liniștit. Nu-i prea vorbăreț, de aceea m-a rugat să vă zic că la Sebo clienții noi au prima lună gratuită la creditul Flexi. Așa e, Sebo? Ți-i som? Mă numesc Novosielska Andreea, am 28 de ani și la vârsta de 19 ani am fost pus în situația să dau naștere unui copil de la un bărbat care nu-l voia sau să nu devin mamă deloc. Eu am ales totuși să-i dau viață și nu am regretat niciodată. Vin dintr-un sat de la nordul Republicii Moldova, dintr-o familie destul de modestă, pot să spun chiar săracă. Suntem 4 copii în familie, 4 fete. Deci, de mic copil am știut ce înseamnă greutățile, am știut ce înseamnă să-ți câștigi bucățica de pâine și cum este să lucrezi la sat. Mi-am dorit întotdeauna să finisez studiile, să am studii superioare și să-mi creez o carieră și un viitor. Îmi doream foarte mult să ies din toată sărăcia și greutățile pe care le-am văzut la sat. Finisând 12 clase, am hotărât să merg la învățat, la Chișinău, având o medie destul de ok, pentru că tot timpul depuneam efort ca să învăț, chiar dacă îmi venea foarte greu, pentru că permanent mă străduiam să ajut părinții, lucram cu ziua. Deci am venit la Chișinău, am intrat la buget și am început studiile. Mi-am început studiile la Universitatea Pedagogică din Chișinău. Prima perioadă mi-era foarte complicată, pentru că nu puteam să cer de la părinți și chiar nu voiam să cer de la ei, pentru că conștientizam foarte bine că și lor le este foarte complicat, având 4 copii. De aceea, permanent, mă străduiam cumva să am un venit. După perechi, lucram ca chelner în mai multe locuri, lucram chiar și noaptea, uneori puteam să vin dimineața la 6, să dorm câteva ore, după care să merg iarăși la perechi. Am învățat așa câteva luni, după care o colegă, deci mi-a făcut cunoștință cu o persoană, adică persoana dată fiind prietenului ei. Deci, inițial nu mă gândeam la o relație sau să încep, după care, nu știu, eram destul de naivă, tânără, el fiind mai mare decât mine cu aproape 11 ani, a știut cum să mă cucerească, să mă măgulească. Eu aveam nevoie de acea atenție, de însuși gesturile astea, careva flori, pentru mine contau foarte mult, pentru că îți dai seama, când vii de la sat și când nu vezi toate lucrurile astea, evident că pentru mine era ceva wow. Erau gesturi destul de frumoase, se comporta destul de ok.
De ce am început o relație cu persoana dată? Relația noastră, deci, a durat câteva luni. Deci, el nu era stabilit în Republica Moldova, deci părinții erau, locuiau în Chișinău, el mai mult circula peste hotare, adică era în Rusia, lucra atunci. După câteva luni în cât am fost împreună, la un moment dat, deci am văzut că mă simțeam rău, totuși nu înțelegeam eu, pentru că eu permanent credeam că o femeie poate să fie însărcinată numai până în momentul în care nu mai are ciclu menstrual, da? Dar la mine nu a fost situația asta. Deci, pentru că la mine cei ce țin de ciclu menstrual era tot ok, dar eram însărcinată. Am aflat că sunt însărcinată, având careva pofte, mi s-a schimbat gustul în mâncare, adică era ceva așa, eu nu realizam că eu sunt însărcinată. Pentru mine, păi, nu știu, este ciclu menstrual, e tot ok. Ulterior am înțeles că nu mai este chiar așa, pentru că o femeie poate să rămâie însărcinată chiar și având ciclu menstrual. Am făcut careva teste și care au arătat pozitiv. Respectiv, i-am spus persoanei, da, iată, eu sunt însărcinată conform testelor, eu spune, nu cred, nu este posibil așa ceva. Am mers împreună la un medic ginecolog care m-a consultat și mi-a confirmat că sunt însărcinată. Deci sarcina era aproape 14 săptămâni deja, îți dai seama, este un termen destul de mare, la care eu am ieșit din cabinetul doamnei și cu toate actele, că iată, sunt însărcinat, 14 săptămâni aproape, adică era pe 14 săptămână. Și el spune, nu, categoric nu, eu nu vreau acest copil. Eu vreau să-mi creez un viitor și eu nu sunt pregătit să fiu tată. Chiar dacă era cu mult mai mare ca mine, aproape 11 ani, deci el a spus că nu, el nu este pregătit să devină tată. Și a spus, noi intrăm înapoi să vorbim ca să întrerupem sarcina. Am intrat împreună la doamna ginecolog, am discutat cu ea și la care ea mi-a spus că înțelegi, tu ești destul de tânără, ai 19 ani și faptul că tocmai o să întrerup sarcina asta poate să influențeze negativ asupra vieții tale. Pentru că ulterior puteam să nu mai am copii niciodată. Pentru că era un termen destul de mare deja și respectiv organismul nu era pregătit pentru astfel de schimbări. La care el a spus categoric nu, asta nici nu spune în discuție. Noi întrerupem sarcina când putem. Deci eram programată pentru a doua zi, ne-am programat. Eu nu am putut atunci să spun nimic în fața lui, deci el a luat hotărârea, el fiind bărbatul, el a spus că nu. Eu am tăcut chiar dacă medicul ginecolog a încercat să mă convingă și totuși mi-a spus, ești, mă gândești, îți dau termen, dacă totuși vrei să întrerup sarcina, a doua zi trebuia să merg să întrerup sarcina. Am mers împreună cu el acasă, am mai încercat să mai duc o discuție, să spun că eu nu sunt pregătit, că eu vreau acest copil, indiferent că eu nu eram pregătită, indiferent că eu conștientizam că noi nu avem o casă, nu avem practic nimic, da? Dar nu puteam ca să întrerup această sarcină. Eu realizam foarte bine că eu pe viitor pot să nu mai am copii niciodată. Am încercat să explic toate chestiile date, dar el a spus categoric, nu. Noi locuiam împreună, deci el urma a doua zi, seara, să plece în Rusia. Și el în seara dată a spus că eu merg cu prietenii, dacă vrei mergi cu mine. Am spus că nu, mă simt rău și nu am mers cu el. El a mers cu prietenii, eu am rămas acasă. Deci, în momentul dat, nu știu, Dumnezeu probabil mi-a dat putere și mi-a dat acel cuget și gândire destul de... ca să fac o alegere corectă. În momentul dat am înțeles că eu trebuie să schimb și că eu nu pot să întrerup această sarcină. Eu trebuie să-i dau viața acestui copil, chiar dacă el nu era dorit. Pentru că el nu era dorit acest copil. Eu eram prea tânără și eu realizam că eu nu o să-i pot să dau copilul acesta nimic. Anterior v-am vorbit despre cum putem efectua transferuri bănești prin intermediul aplicației Corona Pay. Și astăzi, alături de mine este Tudor Palaga, expert în cadrul companiei, cu care vom continua discuția la acest subiect. Tudor, salutare! Bine v-am găsit! Spune-mi, te rog, cum un client poate înțelege că serviciul Corona Pay este de încredere?
Întâi de toate aș recomanda să găsească informația despre licențele și permisele de operare în țările în care se află și nu în ultimul rând să citească recenziile despre această aplicație sau serviciu pe internet. Acum să trecem la modul practic, la ce trebuie să acordăm atenție atunci când vrem să facem un transfer. Este important să verificăm comisionul pentru transfer și de asemenea cursul valutar oferit de aplicația CoronaPay. Eu sunt foarte curios, cât durează din momentul transferului până când beneficiarul primește banii? În medie, un transfer poate dura între 30 și 60 de secunde. Și apropo, CoronaPay nu percepe alte taxe sau comisioane suplimentare pentru rapiditate. Așa, dacă banii ajung atât de repede, cum poate fi ridicat transferul în Republica Moldova? Noi ne-am dorit să oferim clienților CoronaPay cea mai comodă și simplă metodă de ridicare a banilor. Punem la dispoziție două opțiuni. 1. Transferul poate fi ridicat în orice bancă din Republica Moldova, doar cu codul transferului și buletinul de identitate. Și 2. În aplicația CoronaPay, transferul poate fi redirecționat pe cardul bancar. Mulțumesc tare mult, Tudor! Deja este mai clar cum sunt efectuate transferurile bănești prin intermediul aplicației CoronaPay. Eu zic să continuăm discuția noastră în una dintre următoarele ediții ale monologurilor. Cu mare plăcere! Am strâns toate lucrurile, am lăsat un mesaj și am spus că eu îmi sunt întrerup sarcina și nu mai avem ce discuta. Am strâns și am plecat. Deci aveam o prietenă, deci care am rugat-o, știind că ea avea închirie ceva, ce am rugat-o ca să-mi permit să locuiesc la ea și să nu spună unde am plecat. A doua zi, deci el m-a telefonat și eu am spus că am întrerup sarcina. Am început să locuiesc la prietena dată, undeva o săptămână am stat acasă, după care am început să lucrez. Deci nu am mai fost la universitate, am lăsat baltă tot și am început să lucrez. Lucram chelner la o cafenea din centrul orașului, am lucrat destul de mult și permanent vroiam să lucrez adăugător pentru că înțelegeam că am nevoie de bani pentru naștere, înțelegeam că sunt niște costuri enorme. Dar totuși, toată perioada asta de sarcină, nu am fost nici la o ecografie, nu am fost nici la un control, nu am dat nici o analiză. Mi-era teamă pentru că știam că dacă o să încep să toate procedurile date, deci carnetul meu medical o să fie din sat. Adică și o să afli în sat și o să afli părinții mei. Îmi era foarte, toată perioada asta de sarcină, îmi era teamă să nu afli părinții și să nu mă impună ca să întrerup sarcină. Și mi-era teamă să nu dezamăgesc. Cu toate că eu realizam faptul că oricum nu o să simt cei mai fericiți când o să nasc, da? Dar credeam că când o să vadă copilul, o să fie tot ok. Ulterior, cum și a fost. Am lucrat 7 luni. Lucram în fiecare zi și ultima zi, deci dintr-un incident, m-am împiedicat de un prelungitor, am căzut pe burtă, deci m-am simțit chiar atunci rău. Seara am venit acasă, deci simțeam deja ceva, că nu e ok, da? Dar totuși credeam că nu o să fie nimic, pentru că aveam 7 luni de sarcină. M-am culcat, la un mes de noapte am avut un vis, deci un vis așa, nu știu, poate unii o să creadă că e ceva legat de, nu știu. Dar a fost un vis real, deci până la acest vis, permanent îmi doream că o să am o fetiță, o să fie Melissa, dacă o să fie un băițel, o să fie David. Dar în seara dat și acest vis a schimbat tot. Deci am visat, era o grădină cu flori, iar eu mergeam de mână cu un băiat blond, cu ochi albaștri, și în urma căruia strigam Nikita. Respectiv de aici a apărut ideea cu acest nume. A doua zi, la 6 dimineața, adică deja au început durerile să fie mai mari, deci mă simțeam mai rău, am chemat ambulanța, deci de la ambulanță au venit cu risc de a pierde sarcina, adică am plecat la maternitate cu risc de a pierde sarcina. La maternitate am fost undeva pe la 6:30, aproape 7. Și nu mi-amintesc. Și neavând careva documente care confirmă termenul sarcinii mele, neavând niciun control, medicii m-au ținut câteva ore în coridor. Pentru că ei trebuiau să vadă cine sunt eu și cum sunt eu. Nici, cel puțin nici nu m-au investigat. Undeva pe la 8:30 m-au dus la un medic ginecolog
cu risc de a pierde sarcina, chiar dacă era riscul de a pierde sarcina, m-au ținut aproape 2 ore în coridor. M-au dus la un medic ginecolog, el s-a uitat la mine și spune, asta nu este risc de a pierde sarcina. Deja uterul este deschis, mergeți la naștere prematură pentru că ea o să nască. Deci acea cădere mi-a provocat ca să am o naștere prematură. Am mers în secția de naștere pentru prematuri, unde de la 9 dimineața până la 11:30 seara, deci a urmat o perioadă destul de complicată. Medicul care mă consulta permanent avea un comportament destul de, nici nu știu cum să spun, să zic agresiv, poate nu o să fie cuvântul potrivit. Neadecvat, să zic mai bine, un comportament neadecvat, pentru că indiferent de situație, eu știu foarte bine că eu nu am procedat corect și era vina mea că trebuia eu să merg la careva controle, dar acea medic, acea doamnă medic nu a dat dovadă de profesionalism, adică ca să, cel puțin să mă susțină, da? E permanent vinea și spunea, ia uite-o la dânsa, de unde a venit? Am ușa să-i nască și asta un copil de 800 de grame sau în genera să-i nască unul mort. Așa a durat toată ziua, vinea numai, deschidea ușa și se uita și atât. Nu a făcut să facă careva investigații sau ceva de genul dat. Undeva pe la 10 seara, deci ea a venit și permanent verificau pulsul la mine, adică și vedeau bătăile inimii la copil. Deci, și, nu știu, poate din cauza stresului, poate care a fost motivul, nu știu, deci bătăile inimii la copil nu se mai auzeau. Și ea a început că toi să naște un copil mort, copilul acesta nu o să fie viu și dacă și o să fie viu și nu știi ce o să fie cu dânsul. Adică îmi luau oricare speranță care era. Acum vine greu să spun despre lucrul acesta, dar în momentul acela eram foarte puternică și permanent spuneam că nu este adevărat, eu însă am un băiat și băiatul meu o să fie sănătos. Și îmi spune, dar tu de unde știi că tu n-ai fost nici la un control? Ia uite la tine. Nu știa nimeni, deci când am mers la maternitate, nu știa nimeni că am mers la maternitate. Deci eu am mers singură și toate aceste ore care au durat acest travaliu, eu le-am trecut singură. Nu am avut pe nimeni alături. Era o doamnă infermieră care permanent se apropia de mine, o doamnă în vârstă, care îmi spunea, tot o să fie bine, tu nu retrăi, nu tragi atenție ce spun ei. Ei sunt nervoși, pur și simplu, și atât. Cumva doamna ce încerca să mă susțin, adică vedea destul de bine că mi-era foarte complicat. Era complicat nu doar faptul că erau durerile atât de mari și eu nu eram pregătită, eu nu știam cum decurge o naștere, eu nu aveam idee ce înseamnă să naști un copil și cum este perioada aceasta, dar era mai greu anume moral, cum se comporta și cum vinea și spunea, putea să te numească și cuvinte urâte. Nașterea a fost destul de complicată, deci am mers secția de naștere deja, nu mi-amintesc toată perioada asta pentru că știu că ultima dată mi-am pierdut cunoștința. Când am auzit că copilul plânge, deci medicul, doamna care a primit naștere, deci a luat copilul meu, nu mi l-a dat la sân, dar l-a ridicat așa sus și m-a întrebat, tu îl iei sau îl lași aici? Și eu zic, evident că-l iau. Credeți că am venit să-l nasc aici ca să-l las sau cum? Sau eu am mers toată perioada asta ca să-l las? Eu am născut duminică, iar luni, undeva pe la orele 10, s-a apropiat de mine o doamnă. Ulterior am înțeles că era asistentă socială, care mi-a zis, uite, tu ești tânără, nimeni nu știe că tu ai fost însărcinată, pentru că nu vine nimeni la tine, nu ai pe nimeni, tu poți să refuzi acest copil, adică să-l lași aici. Noi avem o familie destul de ok, care este gata să-l ia chiar mâine, adică și nici nimeni nu o să știe, iar tu îți faci viața mai departe. A urmat 3 zile de așteptare. 3 zile până când am văzut certificatul de naștere a copilului, unde era stipulat negru pe alb că eu sunt mamă. Aceste 3 zile mi-era teamă să ies la baie, pentru că credeam că o să vii cineva și o să mie copilul cu forță. El era alături într-o box, pentru că era prematur, era într-o box și permanent stăteam, mi-era teamă să dorm, să merg la baie. Mi-amintesc că am sunat o fisura mea care era tot la Chișinău învăța și spune, te rog frumos, vină cel puțin și stai 10 minute să merg la baie pentru că mi-e frică. Și spune, cum ți-e frică? Zic, da, dacă să vii și să ne lei, ce fac eu? 3 zile până am mers și am luat certificatul de naștere a copilului, unde era eu sunt mama, deci a fost așa o așteptare, în fiecare zi așteptam când, dar să nu vii să ne lei. Asistenta socială mi-a spus că dacă vrei poți să-l lași aici. Eu am spus categoric, nu, asta nu se discută. Și am spune, tu realizezi că tu ce-ți faci cu un copil?
tu ești singur, n-ai pe nimeni. Cum o să reacționez părinții, dar cum o să reacționez lumea? Adică eu inițial credeam că ea a venit să mă susțină, da? Când ea s-a prezentat, a spus că e asistent social, credeam că o să mă susțină cumva. Dar ea nu m-a susținut. Iar ea a venit cu propunerea că eu să las acest copil pentru altă familie. Și am spus categoric nu. Chiar dacă o să fie foarte greu, chiar dacă o să renunț toți la mine, eu oricum acest copil, i-am dat viață, eu am să-l cresc. Abia acum, peste ani, eu realizez că doamna dată, această asistentă, deci ea a încercat să profite de naivitatea mea, de faptul că eu eram după naștere și a încercat să-mi propună astfel de lucruri, pentru că eu nu știu, nu văd cum un om poate să propună astfel de lucruri. Cum am mai spus și anterior, deci părinții mei nu știau că eu sunt însărcinată, ei nici idei nu aveau, pentru că toată perioada asta de sarcină, 7 luni de zile, noi comunicam, ei știau că eu învăț, lucrez, adică ei nu știau că eu sunt însărcinată. Și nu știam nici idei, nu aveam cum să încep vorba, ca să-i spun. Luni am telefonat-o pe mamă și am început să zic, uite, cum a reacționat, dacă eu aș fi mămică, dacă voi ați fi bunii. Pe care mama mi-a răspuns că nu, nici nu se discută, tu încă nu ești pregătit să fii mamă și noi nu vrem bunii, pentru că tu trebuie să creezi un viitor și asta nu poate să fie acum, mai așteaptă, ai să ai timp toată viața. Și eu m-am simțit așa, nu știu, demoralizată și zic nu, nu-i spun. Totuși, a doua zi, marți, deci am încercat iarăși o discuție cu mama să încep și spun, uite, eu am totuși un copil și zic și ei, tu te râzi de mine, da? Și cu asta e fals, nu poate să fie așa ceva. Nici de cum, eu vorbesc tine fiecare zi și nu și acum tu îmi spui că ești mămic și ai un copil. Și nu m-a crezut. Seara a fost telefonată de către profesoara surorii mele, deci pentru că luni și marți sora mea venea la mine la spital să mă ajute că îmi vinea greu. Și respectiv nu a frecventat 2 zile lecțiile. Deci mama a fost telefonată de către această profesoară și spune, eu înțeleg că fata mai mare are un copil, că a născut, dar totuși trebuie cumva să motivați zilele absente a surorii mai mici. În momentul dat, deci mama a realizat că eu am spus adevărul și că eu într-adevăr am un copil. M-a telefonat și îmi spune, uite ce mă sună profesoara, asta e drept? Și spun, zic, da, mamă, asta este adevărat, eu am un băiețel, am născut duminică, un băiețel. Mama a urmat așa undeva o minută de tăcere, după care a spus, nu mai vreau să știu de tine, uită de noi. Și a pus receptor. Nu știu, momentul dat, prea că cade cerul peste cap, da? În subconștientul meu, eu realizam destul de bine că deja nu mai pot să schimb nimic și este alegerea mea și este o alegere destul de fermă, dar nu știam ce să fac, nu știam unde să merg, neavând casă, neavând masă și încă cu un copil mic. Undeva peste o oră m-a telefonat tata care, apropo, nu este tatăl meu biologic, dar care m-a crescut de la 1 an și 8 luni și el permanent între noi a fost o relație destul de bună, da? Adică el pot să spun că mai mult ține la mine ca la fetele lui biologice. Pentru că permanent m-a încurajat și m-a ajutat și m-a telefonat și mă întreabă, el îmi spune Andrușa. Spune, Andrușa, ce s-a întâmplat la tine? Și spun, tată, uite, eu am băiat. Și el așa... Eu toată viața am vrut să am un băiat, dar Dumnezeu mi-a dat doar 4 fete, așa că unde eu cresc cu 4 fete, o să crească și un băiat. Deci și mama a luat receptorul și a spus, eu mâine am să fiu la tine. Deja a doua zi, la prima oră, mama a fost la mine. Eu nu știu ce a discutat tata și cum a convins-o și cum am durat procedura dată, dar mama a venit la mine. Prima întâlnire cu nepoțelul, deci a fost așa, probabil a fost o dragoste la prima vedere, pentru că ea când a intrat și l-a văzut așa de micuț, cu toate că eu am născut un copil perfect sănătos, în pofi dacă medicii nu credeau și nu aveau încredere că eu o să am un copil sănătos, deci eu am născut un copil perfect sănătos, doar că nu avea greutate, aveam greutate doar 2,6 kg. Și mama mea când a intrat și l-a văzut în box așa de micuț, spune, Doamne, micitel. Deci asta a fost o dragoste la prima vedere, ea a spus că noi mergem acasă. Deja după câteva zile, deci am fost externați și am mers acasă. Am mers acasă, la nord, în satul de unde am plecat anterior cu careva vise.
dar m-am întors cu un copil. Deci, perioada asta după naștere a fost probabil cea mai complicată. Și nu din punct de vedere că financiar, da? Dar a fost greu pentru că într-un moment dat am rămas singură. Deci, prieteni, majoritatea rudilor, deci toți au refuzat. Nu comunicam, nu... Deci, la un moment dat, am rămas eu singură. Eu vedeam că familia mea suferă, vedeam părinții mei, vedeam foarte de multe ori pe mama cum plângea. Chiar dacă nu își arăta asta pe față și străduia să fie destul de puternic pentru ca să pot și eu să fiu puternic. Depresia asta venea mai mult din cauza societății, pentru că eram în fiecare zi judecată, în fiecare zi vorbită. Deci părinții mei nu puteau să iasă nici să lucreze, pentru că o sumedenie de întrebări. Și cea mai importantă întrebare, deci, era cine este tata? Nu știu cum în alte părți, dar la noi, la nord, se spune că dacă o fată vine cu un copil, este un copil din flori, așa se spune. Și toți, ia uite, uite la dânsă, s-a dus din sat, așa fată bravă era, așa cum a venit cu un copil din flori. Putea un fată să mă întâlnească, să vorbească, păi, uau, ce de bravă ești, ce mă bucur pentru tine. Și nu mergea doi pași la mine și se începeau vorbe. Mi-era foarte greu, dar totuși încercam să mă iau în mâini. Încercam să merg înainte, realizam că nu o să schimb nimic, dar și anume perioada asta cu copilul mic, era o perioadă foarte frumoasă și mă motiva în fiecare zi. Când copilul a împlinit o lună de zile, noi am hotărât să încreștinăm copilul, deci în momentul dat eu m-am hotărât că trebuie totuși să anunț tatăl, că el este tatăl, da? Deci am luat legătura cu el și i-am spus că eu nu am întrerupt sarcina și că tu ești tatăl. Și el mi-a zis, asta încă trebuie de demonstrat. Și a pus receptor. După asta nu am mai ținut legătura cu el, nu am mai vorbit. Părinții mei nici până în ziua de azi nu știu cine este tatăl copilului meu. Pentru că ei nu au făcut cunoștință. Cu părinții băiatului dat, adică noi am făcut cunoștință, dar cu părinții mei nu am reușit. Părinții nici până ziua de azi nu l-au văzut și nici de ei nu au. Nu mai vorbesc de oamenii din sat, care timp de 8 ani de zile, în fiecare zi, de cine tata acestui copil? Vreau să spun că timp de 8 ani de zile copilul meu a avut mai mult stați decât oricare alt copil. Deci perioada asta când copilul se schimbă cu la înfățișare, la ok, începea să-mi semne cu cineva. Dămătinca este tata. Dămătinca este tata. Deci permanent erau vorbe de genul dat. Oamenii când nu știu adevărul, deci inventează ceva. De fapt, nu eu am luat legătura cu părinții lui. Undeva când băiatul avea deja vreo 3 ani, m-a telefonat mama acestui băiat, da? Mama tatălui copilului meu. M-a telefonat și îmi spune, auzi tu, eu am auzit că tu ai născut un băiat de la băiatul meu. Și eu zic, da, felicitări, sunteți bunică. Păi eu vreau să vin să demonstrez lucrul dat și dacă copilul este într-adevăr a băiatului meu, să-ți achităm o întreținere lunară. Și am spus că eu nu am nevoie de nimic și eu nu am dat viața acestui copil ca să demonstrez cuiva ceva. Zic, băiatul dumneavoastră nu are copil. El și-a făcut alegerea cu 3 ani în urmă, respectiv el nu mai are copil. Și asta a fost toată discuția. Timp de 8 ani de zile, asta a fost toată discuția cu rudele lui și discuția cu el. Chiar dacă el știe foarte bine că are un copil, timp de 8 ani de zile nu a sunat niciodată, nu a întrebat niciodată de copil. Perioada asta după naștere a urmat undeva vreo 8 luni de zile de depresie în care eu nu puteam să mă iau în mâini. După 8 luni de zile am hotărât că trebuie să merg să încep să lucrez pentru că aveam o indemnizație lunară destul de mică. Doar 300 de lei, elementar nu ajungeau nici pentru scutici, nu mai vorbesc și de careva alte lucruri. Deci astfel am început să lucrez, mi-a fost foarte greu, mai ales anume că trebuia să-l las, el încă era atât de mic, nici nu știa nici să vorbească, nici să meargă. Iar eu eram nevoit să merg și să lucrez. Am început mai întâi să lucrez la o benzinărie, unde putem să lucrez și în noapte și în zi, adică după benzinărie am început să lucrez deja la un market, unde am lucrat mai mulți ani.
unde am căpătat careva experiență, datorită căreia am putut să-mi finisez studiile. Am avut posibilitatea ca să merg mai departe, să-mi finisez studiile. Chiar dacă nu este ceea ce am visat, dar oricum am studii finisate, am o diplomă care de recent am primit-o, da, și când am văzut această diplomă, că eu am studii superioare, am plâns două zile. Eu îmi doream foarte mult aceste studii. Am finisat business și administrare. Nu știu, am ales, deja nu am hotărât să merg la pedagogie cum din start îmi doream, dar am ales business și administrare pentru că activam într-un market, deci era undeva mai aproape, eu fiind administrator, deci am început acolo o carieră tot destul de... Am început practic de la zero, deci când am venit tot la acest market, am început ca casier, după care am fost promovat administrator și am ajuns și până la manager de magazin. Deci, dar am început totul de la zero pentru că când am venit nu știam elementar cum să lucrez cu un Excel, da? Dar totuși am avut această oportunitate și această susținere ca să merg mai departe și chiar angajatorul m-a susținut ca să merg să-mi continui studiile. În toată perioada aceasta totuși am făcut o pauză, deci aveam o perioadă când trebuia să-mi achit studiile, când apăruse careva probleme financiare. Și am început să lucrez într-un oraș de alături, am început să lucrez chelner, unde lucram în noapte. Deci puteam uneori să dorm, nu știu, 2-3 ore pe sutcă, da? Sau puteam să nu dorm deloc. A fost o perioadă destul de complicată și îți dai seama, pentru o fată, când lucrezi în noapte, nu știu, cel puțin eu nu văd nimic aici paranormal, da? Pentru că lucram chelner, eram barman, adică și nu făceam careva lucruri, dar totuși lumea, acum peste câțiva ani, judică. Ia uite, eu lucrat acolo. Ei judică, dar ei nu știu adevărul. Pentru că eram nevoită... Nu aveam cu cine lăsa băiatul și uneori îl luam cu mine. Îl puneam la bucătărie, mi-amintesc cum sunt mesele astea, da? Și jos este tăjgheaua, deci luam o plapumă, așternam plapuma și eu lucram noaptea în bar, el dormea la bucătărie, pentru că nu aveam cu cine să-l las, dar eram nevoită să lucrez. Și acum, știi, peste câțiva ani oamenii spun, uite, eu lucrat chelnerit acolo, în bar de noapte, da? Păi da, eu am lucrat, dar eu mi-am câștigat cinstit existența. Pentru că eu aveam nevoie, eu nu aveam altă ieșire. Aveam un salariu, lucram la market, aveam un salariu, dar nu mi-ajungea. Trebuia să ies și îți dai seama, zi, eu lucrez acolo, seara în altă parte. Părinții mei, copilul, întrucât mă străduiam permanent să fie cu mine, deja cu cât copilul mai mare, cu cât vroiam să-i acord mai multă atenție și să fie mai aproape de mine. De asta nu am ales niciodată ca să merg psihotare. Nu mi-am răstăblit viața, nu am o iubit. Pentru mine, în general, tema dată este puțin mai complicată. Nu știu, nu vreau să învinuiesc bărbații sau, dar cu părerii de rău, deci cu toată stima și respect față de bărbați, în ziua noastră bărbații pun accent pe alte lucruri, pun accent pe statut social, pe bogății, dar și mai ales când o femeie are un copil și când vede toate aceste greutăți, deci ei refuză ca să meargă mai departe. Chiar am avut un caz, adică am avut o relație, undeva băiatul avea vreo 3-4 ani, am avut o relație cu un bărbat care era destul de ok, părea destul de bine, o relație destul de frumoasă, el știa inițial, pentru că eu niciodată nu am ascuns faptul că eu am un copil. În general, eu permanent spuneam că copilul meu este tot ce am eu mai scump și nu am bogății, dar bogăția mea este copilul meu. El știa lucrul dat. Deci și s-a ajuns până la momentul când noi trebuia să facem cunoștință cu părinții lui. Deci am mers la o ceremonie unde erau toate rudele lui. Fiind la masă, deci mama băiatului spune, uite, Andrei, cât de bravo ești, poate în curând o să vă căsătoriți, poate o să apară și un copilaș, la care o virișoară de-a băiatului știa că eu am copil și spune, păi, da, Andrei are deja un copil. Și ea spune, nu, ce cu tine, asta este exclus, nici nu-ți discută. Eu am încercat să spun că eu am un copil și în momentul dat, bărbatul care eu vroiam să-l aleg, da? Deci m-a strâns de mână ca înseamnă că stac. În momentul dat, nu că vroiam să strâng sau vroiam să fac careva isterie, deci, dar m-am blocat.
Am început să plâng fără să vreau și zic cum? Cum eu să ascund copilul meu pentru care am mers eu la atât de multe? Și eu cum trebuie să tac când eu tot timpul spun că eu am un copil și la mine copilul meu e cel mai bravă, da? Și în momentul acela am tăcut, m-am ridicat pur și simplu de la masă și am plecat. A doua zi, deja el probabil a spus mamei, a doua zi s-a apropiat mama lui de mine și îmi spune: noi suntem dintr-o familie destul de ok, adică o familie destul de bogată și noi nu am crescut băiatul nostru până la vârsta dată ca să-ți crească ți copilul. Caută-ți alt prost. Deci, eu zic, eu nu am căutat un prost, eu am căutat un bărbat. Dar odată ce băiatul dumneavoastră este de acord cu hotărârea asta, deci nu mai are rost. Ceea ce m-a surprins în toată istoria asta, că el nu a găsit cel puțin în el bărbăția asta de a spune părinților cu tip: eu am un copil, ea este așa cum este, o acceptați bine, nu, ea este alegerea mea, da? Cel puțin putea spui că este alegerea lui și, ok, eu nu sunt de părere că trebuia să certe cu părinții sau să aibă un conflict, dar cel puțin putea să-și spună părerea. Dar el nici nu a spus părerea dată. De fiecare dată când încep să am o relație, da, cu cineva, să comunicăm, deci când ajunge anume momentul acesta că un copil, da, că este un copil și el necesită careva atenție, el oricum, un copil nu este atât de ușor, da? Nu este imposibil, dar nu este nici atât de ușor. El are nevoie de atenție, are nevoie de grijă și anume când ajunge la perioada asta că un bărbat trebuie să conștientizeze lucrul acesta, deci de multe ori se dau cu fundul la gard. La moment sunt singura, pentru că nu doar că nu am găsit acest bărbat, dar nici nu-l caut. Am nevoie nu doar de un bărbat, am nevoie de un sprijin, am nevoie de acea persoană care să mă accepte pe mine așa cum sunt eu și copilul meu. Pentru că pentru mine copilul meu este tot ce am mai sfânt. Este sensul vieții mele și eu nu cred că aș putea vreodată ca vreun bărbat, nu știu, cel puțin să ridici vocea la el, da? Până acum, el fiind mai mic, deci nu realiza diferența asta, adică că nu are tată. Deci, până anterior, deci pentru el tată, cuvântul tată, el îl spunea bunelului. Tatăl meu, adică el era pentru el tată. Deja acum este mai mare, deci el a realizat că bunelul este bunel și că tata pentru el nu este. Și anterior, deci anul acesta, m-a avut așa o întrebare. Deci, el ca să nu mă supere și să nu vii să-mi spună că unde-i tata? Deci vine și îmi spune: mamica, dar la mine s-a defectat bicicleta și iată, eu am fost la un prieten de-al meu și tata lui mi-a făcut roata. Dar tata meu unde? Deci nu eram pregătit. Îți dai seama, într-un moment, da? Deci așa întrebare de la un copil, eu realizam că el are nevoie de grijă de tată, eu realizam chiar dacă tatăl meu permanent, adică bunelul permanent i-a acordat grija care trebuia să aibă un copil, permanent a fost alături, permanent, adică cum poate să-i dea un tată, dar oricum, el are nevoie de tată. Și eu realizam că într-o zi întrebarea asta o să fie, dar eu nu eram pregătit. În acel moment, deci am pierdut graiul, nu știam ce să-i spun, am început să plâng. El m-a cuprins, s-a apropiat, m-a cuprins și eu zic că o să vină un zi în care tu o să fii puțin mai mare și eu am să-ți povestesc tot. Și el mi-a spus doar așa: eu pe tine te iubesc și când îți poți, atunci am să-mi spui. Mai mult nu m-a mai întrebat. Cu toate că eu înțeleg, eu destul de bine înțeleg că la școală, deci el a fost terorizat de întrebări de genul dat, da? De la careva dintre copii. Pentru că el mie la direct nu mi-a spus, că el nu poate să-mi spui. El nu vrea să mă supere și nu vrea să mă vadă că eu plâng, da? Dar cumva, printre altele, a spus mamei mele că iată, cineva din copii la școală. Deci aceștia probabil au auzit în familia lor, deci dacă el nu are tată, deci au început să-l terorizeze cu întrebarea asta. Dar totuși el nu m-a întrebat pe mine la direct să spui mamă unitatea, că iată la școală îmi spune așa sau așa. Îți dai seama cât de dură este societatea, da? Să începi să spui la copilul tău, dacă care el ulterior se duce la un copil de 8 ani și să spui că iată, mama ta te-a dus acasă și tu nu ai tată, da? Asta nu că este degradare complet în societate, dar este ceva foarte dureros și foarte greu. Eu cum înțeleg foarte bine de ce multe femei renunță ca să fie mame singuri.
Pentru că nu este greu anume din punct financiar. Pentru că asta se rezolvă și eu cred că fiecare femeie poate să rezolve. Dar este greu anume în momentul acesta când nu te poți integra în societate. Pentru că societatea, cu păreri de rău, în ziua de astăzi, pune accent pe alte lucruri. Deci, poți să te judece chiar dacă nu știi adevărul, da? Ei știu unde ai fost, ce ai făcut, dar ei nu știu, ai mâncat sau nu ai mâncat, cum ai lucrat și cât de greu ți-a fost, sau cum drumul unde ai ajuns tu acum, cum l-ai parcurs. Este foarte greu și este greu nu doar pentru mamele care aleg să facă acest pas, dar este greu și pentru copii. Pentru că eu îmi dau seama, dacă el acum la 8 ani este întrebat de careva copii adversari de săi mici, eu îmi dau seama ce o să fie peste câțiva ani. Ok, copilul meu acum nu reacționează, dar peste câțiva ani mi-e teamă că el cumva vreodată o să reacționeze impulsiv, că o să recurgă la violență, deci asta mi-e teamă cel mai tare. La momentul dat activez în domeniul financiar bancar, deci sunt în stare ca să mă întrețin copilul singură, dar sunt și situații, ca în cazul meu, când ești nevoită ca să-ți întreții copilul, da? Și asta nu este pentru că, nu știu, a fost o nevoie, te-a impus cineva, da? A fost alegerea mea și eu sunt conștientă de lucrul acesta. Deci eu nu știam ce mă așteaptă, dar cu timpul, deci am ajuns acolo unde am ajuns. Chiar dacă nu mi-am atins toate scopurile, chiar dacă nu sunt un om bogat, dar știu că am planuri de viitor. Știu că am un scop în viață. Deci acest scop este copilul meu, datorită căruia în fiecare zi mă trezesc, datorită căruia am o motivație, am motivația de a trăi. Pentru că au fost și perioade în care mi-a fost foarte greu, care am ajuns chiar și până la dorința de a-mi pune capăt zilelor. Și asta a fost nu din motivul că, ok, era greu, da? Era un moment când nu aveam nici ce mânca și nu aveam nici unde dormi. Dar nu asta a fost motivul. Motivul a fost toată judecata asta din partea societății. Oamenii poate să te judece, da? Ei văd lucrurile în alte ipostaze. Ei nu știu ce a fost ieri, nu știu ce o să fie mâine la tine, da? Ei văd, bine, mersi, arată ok, înseamnă că iau-te. Dar nimeni nu știe ce este de fapt, ce se ascunde în spatele unei înfățișări, da? Uneori eram nevoită, da? Ca sub un chip frumos. Să ascund o durere. Am fost nevoită să zâmbesc acelor oameni care nu au meritat elementarul bună ziua. Care în față puteau să-mi spună cât de bravo eu sunt. Dar în spate eram judecat și eu și copilul meu și familia mea. De la tata lui Nikita nu am careva așteptări, deci nu am și nici nu-mi doresc de fapt, da? Dacă va trece timpul și Nikita o să vrea ca să-l cunoască, evident că eu nu o să interzic. Evident că o să mă strădui ca ei să facă legătura aceasta de tată-fiu, dar eu nu sunt sigură că copilul meu o să vrea să-l cunoască. Nu am nicio așteptare și chiar nu am nevoie deja de nimic de la ei. Nici chiar de acel sprijin, da? Dacă m-ar telefona mâncii, ar spune că vreau să te susțin, cel puțin moral, nu am nevoie nici de aceasta. Totuși, cred că într-o zi, deci, o să apară în viața mea acel bărbat care să-mi fie alături, care să mă sprijine și să mă ajute. Să mă ajute, nu am în vedere financiar, da? Ok, financiar este financiar, dar uneori ai nevoie de un bărbat care să te ajute moral, da? Să treci peste unele lucruri, peste careva provocări. În viața asta am avut multe provocări și de fiecare dată am trecut peste toate singură, da? Astfel am devenit o femeie puternică
și am nevoie ca alături de mine să fie un om mai puternic ca mine. Un om alături de care să mă simt femeie. El este averea mea. Sunt fericită pentru că am găsit în mine curajul atunci ca să nu-l las în spital și că am refuzat la propunerea acelei asistente sociale de a-l lăsa. Sunt fericită că îl am și că în fiecare zi aud acest minunat cuvânt. Cuvânt care nu poate fi comparat cu nimic în lume. Cuvântul mamă. Din această istorie emoționantă avem de învățat o grămadă de lecții. Cel mai mult mă miră ce bărbații responsabili avem în jurul nostru. Cum vrei să faci copii te duce capul, dar să contribui la creșterea lor nu poți? Ce fel de bărbat ești dacă, în primul rând, nu te asiguri ca partenera să nu rămână însărcinată, în caz că nu îți dorești copii? Apoi o impui să facă avort, chiar dacă ea riscă să nu mai fie mamă niciodată. Ăsta nu-i bărbat. Ăsta-i o coadă de mătură. Cât ține de propunerea asistentei sociale, eu sunt de acord că copiii trebuie să crească decent, în familii unde se are grijă de ei, chiar dacă nu e familia lor biologică. Dar să fii asistent social și să vii la o mamă care a născut ieri și să-i propui să lase copilul altcuiva, fără să te intereseze cum se simte ea și ce vrea, asta e culmea cinismului. E încă o dovadă că avem niște concetățeni fără pic de omenie în ei. Despre comportamentul și atitudinea medicilor față de o femeie singură care nu are mii de lei să ofere în plic, nici nu mai vreau să vorbesc. Și chiar vă rog să nu vă supărați că lovesc în medici. Eu am întâlnit medici minunați, aveți dovada în interviurile pe care le-am realizat. Dar avem în sistemul nostru de sănătate și unii medici tare nesimțiți. Eu am un principiu de viață. Dacă nu poți face bine, măcar nu fă rău. Roata se întoarce mereu. Țineți minte asta. Vă mulțumesc tare mult celor care susțineți acest proiect cu o donație lunară pe patreon.com/2galbeni. Eforturile noastre comune contribuie la schimbarea spre bine a lumii care ne înconjoară. Dacă v-a plăcut monologul de astăzi, nu uitați să-l apreciați.